Urmare a apariției la nivel central a mai multor toxi-infecții alimentare cauzate de laptele livrat unităților școlare incluse în programul național Laptele și Cornul și la nivelul județului Neamț s-a constituit o comisie mixtă de control a calității produselor furnizate în școli și a condițiilor de transport, depozitare și livrare a produselor lactate și de panificație. Având în vedere problemele apărute la nivel național cu privire la produsele lactate distribuite în unitățile de învățământ, am purtat o discuție într-o ședință de lucru împreună cu președintele Consiliului Județean și cu conducătorii departamentelor din cadrul Consiliului Județean care sunt implicați în acest program, pentru că intenționăm ca în următoarea perioadă să efectuăm anumite verificări în unitățile școlare, având ca tematică programul Laptele și Cornul. Bineînțeles, împreună cu alte instituții abilitate pentru a face aceste controle privind tema laptele, programul Laptele și Cornul. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și de Siguranță Alimentelor Neamț, care face parte din această comisie de lucru instituită la nivelul județului, a declarat că în practica instituției pe care o conduce, asemenea controle se fac periodic și că până acum la Neamț nu s-au constatat neconformități în derularea programului Cornul și Laptele. S-a instituit o comisie la care activează funcționale publici din cadrul Direcției Sanitar Veterinari și reprezentanța Consiliului Județean și prefectorii și să facă verificări la nivelul distribuției laptelui și cornul în unitățile școlare. Până în prezent nu avem neconformități majore care să ne oblige a da publicități sau a lua măsuri vis-a-vis acest aspect. Iar pe măsură ce controlele vor continua, vom da o sinteză a acestor controle, o sinteză a ansamblului de măsuri și recomandări pe care instituția noastră, în special Direcția Sanitară Veterinară, le va lua cu toți acești agenți economici. Comisia de control amintită face verificări atât la fermele zootehnice unde se cresc vaci, cât și la cei 5 procesatori care livrează lapte pe piața nemțeană. La nivelul unităților de procesare lapte, conform programului strategic și a ordinului 29, sunt verificate toate unitățile. Aceste unități de procesare au obligativitatea de a aflui la nivelul laboratorului sanitar veterinar județean probe de lapte, lapte materie primă, probe de produs finit, la care să verifică încărcătura microbiologică, numărul total de germe, număr de celule somatice. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și de Siguranță Alimentelor Neamț, doctorul Sorin Ulea, susține că în județul Neamț nu au fost constatate buletine de analiză neconforme, care să ateste o încărcătură microbiană peste limitele cele admise.